Mă numesc Valin Sorin, sunt profesor coordonator la Cercul de Karting al Clubului Copiilor Roman și încercăm să astăzi să organizăm o demonstrație de karting cu copiii care sunt prezenți la Cercul de Karting al Clubului Copiilor Roman. Această activitate se va desfășura în două etape. În prima fază o să-i vedeți pe copiii începători de la Clubul Copiilor Roman. Sunt copii care abia însumat au stat în kart până într-o oră, din păcate, datorită vremii și lipsei unei piste de karting, că e o problemă la Roman, am avut, dar din păcate n-am reușit să o păstrăm. Și în a doua parte o să vedem pe veteranii, dacă putem numi așa, copii cu vârste între 7 și 12 ani, care vor arăta măiestria lor în condusul și pilotatul kartului, cât și puterea motoarelor care sunt dotate aceste karturi. Din păcate, antrenamente nu am reușit să facem anul acesta. Singura zonă unde ne putem antrena este fostul teren de la fostul club al copiilor, o porțiune destul de îngustă, deci mai mult îndemânare, viteză n-am reușit anul acesta să ne pregătim deloc. Am ales să vină la Roman deoarece este un club mai profesionist față de cel din Botoșani, având și pista aproape în Bacău și putând să merg la competiții față de cei din Botoșani care nu aveau această oportunitate. De mic îmi doream să conduc, să învăț să conduc, să... Trebuie să spui că, practic, el are o vârstă, are 11 ani, dar primul contact cu kartul l-a făcut anul trecut pe pista de la Bacău, unde ne-am întâlnit întâmplător și de atunci încerc să-l antrenez și împreună să facem o echipă. Vă mulțumesc în primul rând că ați venit în număr atât de mare pentru această manifestare, care are loc cu ocazia zilelor municipiului Roman. Vreau să vă mulțumesc, în primul rând, domnule director al Clubului Copiilor Roman, profesor Ilie Boloca, pentru sprijinul și susținerea de care mi-ați acordat-o pentru organizarea acestui eveniment. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule primar, pentru că m-ați ajutat ori de câte ori am apelat la dumneavoastră, inclusiv în organizarea și desfășurarea acestui eveniment. Înainte de a începe demonstrația propriu-zisă care se va desfășura în două etape, în prima etapă îi veți vedea pe cei mai tineri copii de la Clubul Copiilor Roman. Ei sunt începători, n-au reușit să se antreneze foarte mult, nu din vina lor, nu din vina mea, uneori natura ne-a făcut feste și nu în ultimul rând trebuie să fim corecți pentru siguranța lor, lipsa unei piste de karting Roman, deși am avut-o. Să sperăm că în viitorul mandat, domnule primar, veți ține cont de doleanțele noastre, ale copiilor, și Romanul va avea o pistă, pentru că merită ca acești copii să se antreneze, în primul rând, în condiții de siguranță, Romanul să organizeze competiții de nivel național și, de ce nu, internațional, și nu în ultimul rând, romașcanii să poată intra în contact mai des cu motosportul din România și nu numai. Tocmai aflu la microfon, am să profit de această ocazie și o să vă mai fac o cerere, domnule primar. O să vă rog ca în cadrul Clubului Sportiv Municipal Roman, pe lângă secțiile de handbal, fotbal, natație, tenis de câmp, tenis de masă, șah, să afiliați și secția de karting. Pentru că acești copii minunați și talentați să poată să concureze pentru Roman atunci când sunt pe podium, să fie rostit numele orașului în care s-au născut. Și știu și sunt convins că dumneavoastră o să ne ajutați în acest sens. Vă mulțumesc și o să vă rog să-i premiați pe acești copii minunați, după care o să începem demonstrația. Bună ziua tuturor, vă salut și eu. Vă urez la mulți ani cu ocazia zilelor municipiului Roman, tuturor celor care simt cu sufletul și cu întreaga trăire că a fi romașcan este o onoare, este o demnitate și aici în centrul Moldovei, unde Romanul a fost capitala ținutului de jos, tradițiile nu mor, competiția este mereu acerbă și cei mai buni întotdeauna câștigă. Vreau să facem aceste premieri pentru ca imediat să se poată trece și la competiție. Vreau să vă asigur că vom lua în calcule un proiect pentru a asigura o pistă pentru
automobilist pentru karting și de asemenea vom afilia acest sport frumos la Clubul Municipal Sportiv Roman, astfel încât să puteți fi prezenți peste tot în țară, în competiții cu stema municipiului și cu numele municipiului Roman pe echipamentul dumneavoastră, ducând așadar pregătirea, abnegația și drzenia unui romașcan pe podium la competițiile în care veți fi înscriși. Se acordă pilotului Poenaru Richard clasa Bambini de la karting Roman pentru rezultate deosebite, diplomă de merit și pentru contribuția adusă promovării kartingului. Bravo. Richard! Bravo, Richard! Bravo! Bravo. Bravo, să-l aplaudăm! De asemenea, acordăm diplomă de merit pilotului Holobâcă Robert, clasa Pufo, de la karting. Se acordă diplomă de merit pilotului Ceparu Alexandru, clasa Pufo, de la karting Roman. Se acordă diplomă de merit pilotului Ciobanu Dragoș, clasa Mini, de la karting Roman. Să-l aplaudăm! Se acordă pilotului Roman Victor, clasa Pufo, de la karting Roman, diplomă de merit. Nu este prezent aici. Acordăm pilotului Amariței Fabian, clasa Mini, de la karting Roman. Trebuie menționat că el vine de la Botoșani să facă parte de echipa karting Roman. Este. Și diplomă de merit elevului Nițoiu Adi Florin, clasa Cadet, de la karting Roman. Deja un pilot mult mai experimentat. Mult succes! Felicitări tuturor! Sper ca cât mai mulți copii să se înscrie și să fie participanți la acest sport frumos. Vă urez mult succes! Competiția poate să înceapă, cel mai bun să câștige, dar până la urmă o demonstrație frumoasă este bine de făcut de zilele municipiului Roman, pentru ca fiecare să vadă și, de ce nu, noi adepți să vină către acest sport frumos. Vă mulțumesc, domnule primar, și nu plecați, că vreau să vă urez să vă dau și eu o diplomă pentru contribuția promovării și susținerii kartului Romașcan. Mulțumesc. Și nu în ultimul rând, vă oferim și un tricou cu echipa karting Roman. În care, după cum vedeți, sunteți numărul 1 în promovarea kartingului. Acum trebuie să-mi pregătiți un karting și mie. Să... Nu e nicio problemă. Mulțumim frumos și aștept un loc frumos de la cel mai important concurs din țară, iar această cupă pe care am primit-o s-o dau mai departe celui mai meritos. E o provocare, așa încât lansez acest concurs un romașcan pe podiumul național. Doamne ajută și mult succes! Te rog. Acum am deosebită plăcere de a-l premia și pe domnul profesor Ilie Boloca, directorul Clubului Copiilor Roman.
prioritate dacă aveți copii acasă, au prioritate de Yeah.
aveți copii acasă, au prezentări, sărbători, mașina voastră. Încă la apărare cu primăria municipiului.